ÇSKA Moscova este nouă campioană a Euroligii de basket. Moscoviții au obținut victoria cu 101-96 în fața formației din Istanbul, Fenerbahce. Partida a început într-un ritm alert, ambele echipe reușind să puncteze de mai multe ori. În primul act, diferența dintre ÇSKA și Fenerbahce a fost una minimă în favoarea rușilor, scor 22-20. Secvența secundă a fost una de coșmar pentru formația din Istanbul. Moscoviții au marcat coș după coș, reușind să intre la pauză mare cu un avantaj convenabil de 50-30. Turcii au reușit să-și asigure victoria în sfertul 3, scor 23-19, iar ultimul act a fost de-a dreptul incendiar. Gruparea din Istanbul a reușit să marcheze 30 de puncte, însă rușii au egalat cu mai puțin de 2 secunde de încheierea partidei, scor 83-83. Astfel, meciul s-a trimis în prelungiri. În overtime, ÇSKA a jucat mai bine și a reușit să învingă cu rezultatul total de 101-96. Cel mai bun marcator al rușilor a fost Nado de Colo, care și-a trecut pe lista sa 22 de puncte, la care a adăugat 7 pase decisive. Bobby Dixon a fost cel mai prolific jucător al turcilor, cu 17 puncte și 4 pase decisive. The trophy for ŠSKA Moscow, the new EuroLeague champions. He still got the bandage on his hand from his injury, his wrist injury, but ÇSKA Moscova a cucerit trofeul EuroLeague de basket după o pauză de 8 ani.